Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local și, ca o mențiune, două precizări. Una, îmi cer scuze pentru întârziere, am vrut să dăm dovadă de bun simț, am vrut să dăm dovadă de educație pentru a vedea dacă consilierii pe care astăzi noi așteptam aici vor veni totuși pentru a aproba hotărâri importante pentru comună. Aș vrea să menționez în ordinea în care sunt lipsă Panțârul Aletu, consilier PSD, de la stânga la dreapta. Dați-mi voie să mă apropii, lumina este puțin difuză și n-ar vrea să greșesc. Pascu Vasile, consilier PSD, fost PNL. Ciubotaru Vasile, consilier PSD. Mustea Viorel, consilier PSD. Ionică Ileana, consilier PSD. Renate Iurica, consilier PSD. Bucu Lucica, consilier PPDT și domnul viceprimar Antoșe Marica Constantin, care astăzi trebuia la această oră să fie în timpul programului prezent aici. Este plătit și ca viceprimar cu 2700 de lei. Chiar dacă nu era indemnizație de consilier, trebuie să fie prezent aici, fiindcă are și obligații de punct de vedere al viceprimarului ca activitatea comunei să se desfășoare normal. Este inuman ca într-o comună un viceprimar, președinte de partid, să pună stabilă, să facă coaliție împotriva proiectelor de hotărâre benefice pentru comună. Ca prim obiectiv al acestei zile era aprobarea coeficienților economici pentru alimentare cu apă a satelor Motocești, Temelia, Păltinata, Îmbrava, Capăta. Valoarea proiectului cu Tocul TVA, 65.524 milioane. Suntem printre puținele comune din județul Bacău, cred că sunt 3 sau 4 care au primit bani pentru alimentare cu apă. Suntem cu suma cea mai mare alocată. Ordin de ministru 633 pe 2016, în care se menționează, citez, de pe ordinul original, da? Se menționează următorul lucru. Obiectivul de investiții, alimentare cu apă a localităților Temelia, Păltinata, Motocești, Ubrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău, a fost aprobat la finanțare prin ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale, numărul 633/2016. Fac precizarea că acest ordin a fost dat special pentru comuna Gura Văii, județul Bacău, și este o mare nedreptate că o parte din consilierii pe care dumneavoastră i-ați votat nu vin astăzi să aprobe, nici nu li se cerea mult, să aprobe doar indicatorii economici la SF-ul reactualizat, trimis la Ministerul Dezvoltării și aprobat la finanțare. Cum credeți că mă simt eu? Cum credeți oameni din Dumbrava, care scot apă de la 40 de metri, care merg cu tractoarele, cu cărucioarele și cu butoainele și aduc apă. V-aș ruga să vă puneți în locul lor. Au sperat ani de zile că cineva își va întoarce fața către dânsii. Avem înregistrări în care atât domnul viceprimar, cât și doamna Renate Iurica spune așa: domnule primar, la Dumbrava n-ați făcut nimic, domnule. N-aveți studiu de fezabilitate. Și dacă eu aș spune acele înregistrări, eu m-am ridicat și am spus: ba nu, vă contrazic. Am studiile de fezabilitate făcute din nou pe mandatul meu. Cele care au fost pe celelalte mandate au fost doar hârtie indirectivă. Toate sunt refăcute cu altă luzie, altă mentalitate. Și dovadă că au fost foarte bine făcute aceste proiecte și aceste studii de fezabilitate au primit și finanțare. Nu se face finanțare doar pe cerere. Finanțarea se face pe o documentație foarte bine întocmită, cu toate aprobările în spate: certificatul urbanism, studii topuri, geo, reactualizate în momentul în care depui la Ministerul Dezvoltării solicitarea. Să nu creadă nimeni că la ora actuală Ministerul Dezvoltării se mai facă cu aprobări făcute pe hârtie, așa doar de dragul de a se solicita o finanțare. Nu. Un proiect bine întocmit primește finanțare. Dragii mei, mă doare că nu am reușit, oricât de mult am încercat, să fiu un om cu responsabilitate, să ajung la inima acestor consilieri. Le-am bătut la poartă și i-am rugat să vină la ședință. Consider și mi-asum responsabilitatea că principal vinovați sunt următorii trei oameni. Domnul viceprimar Mugureanu, care de aici pleacă totuși și vă spun, chiar m-aș bucura să mă contrazică, dânsul este primul care dă de cap și spune: nu votați. Și tot dânsul spune și face semn consilierilor PSD să se ridice, să plece din sala de ședință. Următorul este fostul primar Pascu. Și iar vă rog, dacă are curajul, să mă dea și în judecată. A dus comuna 30 de ani înapoi. Și doamna Bucu Lucica, care bate din poartă în poartă și astăzi, dar și de la oraș. Vine aici doar să rezolve problemele financiare. Noi suntem cadre de cum comuna Gura Văii, cetățenii. Stăm cu mâna întinsă la acești consilieri. Pentru ce și pentru cine fac aceste ambiții? Pentru care partid? Am spus din prima zi a mandatului meu: eu nu am partid. Nu mă interesează politica, politică o fac cei la București. Eu am doar dragostea față de oameni și față de comună. Unde este dragostea lor, vă rog să întrebați dumneavoastră. Am spus și iar mă repet: a fi alături de cetățeni este enorm de puțin. Tu, consilier, trebuie să-ți dai o parte din activitatea ta, din viața ta, acestor oameni care au avut încredere în tine, că ai jurat că le vei rezolva problemele. Cum le rezolvă, vedem astăzi. N-aș vrea, înainte de a da cuvântul doamnei secretar, decât să menționez și ceilalți consilieri care sunt astăzi prezenți: Grigore Florin Ioan, consilier PNL, Iacobă Daniel, consilier PNL, Pisar Marius Florian, PNL, Răman Ioan, PNL, Vărlan Constită, PNL, domnul Barbu, în ultimul rând, care de fiecare dată a fost alături de noi, consilier PC. Am spus-o în repetate rânduri: pot fi diferențe de opinii, pot fi contradicții. Un singur lucru nu poate fi: ură față de cetățenii comuni. Câte comune nu și-ar dori să aibă clipa de față, să aibă primar și un consiliu local care doar să plice mâna. Votăm pentru indicatori economici ai alimentării cu apă statelor Dumbrava, Capăta și celelalte. De câte ori în viața multor consilieri de județul Bacău, li s-a evitat această ocazie. De puține ori, dragii mei, banii României sunt puțini, bugetul României este sărac. Ca să accesezi un asemenea proiect, să primești finanțare, este foarte greu. Am fost sunat de primar din alte localități și întrebat, cum ai făcut primarul? Și am spus doar atât, prin muncă, prin ore, zile și nopți, alături de contabil, alături de proiectant, alături de colectivul primăriei, fiindcă am vrut să fac ceva și am vrut să las în urma mea ceva. Numai la alimentare cu apă Gura Văii Pătrășcan, 30 de miliarde, încă 65 celelalte sate, 100 de miliarde în 4 ani. Am primit noi, dragii mei, oare odată 100 de miliarde în 22 de ani, niciodată. Am primit doar pentru un drum, pentru scăldătoare de oi, pentru alte nimicuri. Dar astăzi să fim aici și astăzi să ne uităm la scaunele goale este o mare, mare nedreptate. Deși este un monolog, l-am făcut cu dragoste pentru dumneavoastră. L-am făcut că am promis că voi fi primarul dumneavoastră. Rămâne ca dumneavoastră să trageți concluziile dacă am fost sau nu. Dar știu că tot ce ne-am propus am făcut. Am spus că fac mic și am făcut mai bine de jumătate. Și vă spun sincer, indiferent ce se va spune în campanie, se va face până la București, cu camioane 1000 de metri, este proiectul masa, post mediu. Obiectul 11. În toamnă vor începe lucrările. Ce realizate? Vom încheia acest zi. Ne uităm ce s-a întâmplat la casă, la Cunicea. Și aseară, parcă cei care stăteau în spatele timpului început de mine și de Consiliul Local, în 2012, după 22 de ani, avem un kilometru și jumătate făcut. Parcă acei oameni care au avut 2,70 de apă au dormit mai liniștiți. N-au strâns televizorul și popoarele și au stat pe deal. Au spus, da, avem dig. În spatele acelui dig în cap două Dunăre, două fluvii în cap acolo, fiindcă am devorat toate fundațiile de acasă la lor. Am spus că fac primărie, am făcut, un județean s-a făcut rectificarea celelalte sate, Păltinata, Temelia și Ubrava de toate s-a făcut. Peste vară, după 4 ani, am înlocuit stâlpii cu oamenii, nu aveau suficientă tensiune. Li s-ardeau televizoare, li s-ardeau mașinile de spălat, că au program electronic acele mașini și aveau tensiune 178 de volți. S-au făcut. Și s-au făcut cu eforturi. Culmea e, doar consilierilor astăzi lipsă ne-am cerut doar atât. Poftiți, dragilor consilieri, respectați-vă jurământul față de comună și ridicați odată mâna sus. Votăm coeficienții economici. Ce să vă spun, dragii mei, îmi pare rău, este un eșec. Deși întotdeauna am fost un bun mediator, am fost un om maleabil care ne-a încălcat peste orgolii și ambiții. Pentru binele comunității, este un eșec al meu, fiindcă odată în 2012 am luat o decizie greșită. Am propus un viceprimar care, fără dreptate, nu-și merită locul. La Onești cel mai bine, în fiecare seară toată la Onești. Aseară la ora 1 eram pe pot și urmăream nivelul produsului. Din sudornea de miștit, la etajul la Onești foarte bine doarme. Să știți, nu e mult acolo. Acolo locul vine la Gura Văii și numai ia banii. Îmi pare rău. Asta e realitatea, trebuia să trage concluziile. Îmi cer scuze, a fost un monolog mai lung. Dar și durerea din inima mea este tot la fel de mare. Cum să fii tu atât de cătrănit la inimă? Cum poți să iei deciziile acestea împotriva 5.000 de oameni să nu te doară? Păi și acum e un multul prin stat să ducă 6-7 de la PSD și spun, domnule, primarul fură bani de la cămin. Nu-i fură! Căminul se face. Deschid plicurile, poimile, bine. Se face, am hotărâre față de Consiliul Local, am coeficienți economici aprobați, am intrarea pe soață, pe șap și pe vine la ora 14, se deschide plicturile. Ce bani spun eu, nu se știe că nu se mai poate fura niciun leu. E bine așa pentru România. În rest, vom mai vedea, Dumnezeu bine. Acum aș vrea, ca să nu mai lungesc, să dau cuvântul doamnei secretar Răileanu, pe care, sincer, vă spun, o admir. Materialul pentru această ședință l-a făcut în timpul ei liber. Eu cu domnul Contagă, cu dânsa, am stat până la 7-8 seara ca să putem să facem materialul, să-l pregătim, să-l serosăm, să ducem la porțile consilierilor. Pe cheltuiala primărie am văzut cu mașina la poarta doamnei Enaghie, al lui Pascu, al lui doamna Lucica, la ce-am cheltuit, la ce-am benzină, la ce-am cheltuit tunelele, la ce-am seroxat, ca să vedem niște scaune oare. Ok, doamna Enaghie. Bună ziua! Domnilor consilieri, din nou din lipsă de forum nu se poate ține ședința ordinară de astăzi. Era pe ordinea de zi 6 proiecte de hotărâre. Primul proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de concesiune a spațiului cu destinația cabinet medical către dr. Dache Luminița. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului la investiții alimentară cu apă în localitatea Gura Văii, comuna Gura Văii. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții alimentare cu apă în localitățile Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții alimentare cu apă a localităților Temelia, Păltinata, Motocești, Îmbrava și Capăta. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Văii, suplimentare cu 250 de racorduri de apă la alimentare cu apă comuna Gura Văii. Și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Văii pentru proiectul Copii Invizibili la anul UNICEF-ului. Ne fiind vorbă, nu putem ține ședința. Vă mulțumesc. Mai am, iertați-mă, mai am doar câteva precizări de făcut. Din legea 215, privind organizarea Consiliului Local, aș vrea doar să spicuiesc. Și ce să mai spicuiesc? Toată lumea avem internet. Consilierii sunt obligați prin lege să participe la ședințele de Consiliu Local, în special cele ordinare. Fiindcă ăstea călăuzesc activitatea unei primării. Eu sunt doar organul executiv. Legislativul este Consiliul Local. Având obligația prin lege, oare cum își permit să încalce legea? Cum cred că este normal ca o primărie să desfășoare activitatea? Și ca o consecință a încălcării legii, comuna Gura Văii este în pericol de a pierde 65 de mii arde, 554 de mii de lei. Fac o pauză și mă crucesc. Când altă dată stăm cu mâna întinsă pentru 2 miliarde, 3, ce sumă enormă! Tot astăzi discutam despre a închiria un spațiu, doamna doctor Matache, să schimbăm doar destinația. Tot astăzi discutam despre racordurile cetățenilor din Pătrășcani, ulițele de la Tinei și Butucelea, Iorga și și Ciubotaru Vasile. Păi Ciubotaru Vasile și la poarta lui trebuie să-i facă raport gratuit de 982 de lei. Nu vine să-și aprobe raportul lui, de la poarta lui. Păi ăsta-i consilier, fraților. Ăsta-i om. Nu vii să-ți aprobi raport gratuit la poarta ta. Dacă n-au aprobat nici șosea sau dată, la poarta lor. Sunt întrebări la care dumneavoastră încercați să le găsiți răspunsul, că le-am găsit. Doar dorința de a nu se face. Doar dorința de a duce comuna înapoi unde a fost. În principiu, cam asta ar fi. Eu i-aș da totuși cuvântul domnului Barbu. Întotdeauna am avut un respect pentru cei care au bunul simț. Sau poate caracterul format către disciplina. Când s-a fost profesor atâția ani, a călăuzit și crescut caracter. Și prin disciplină, stați vă rog, la urmă, i-aș da cuvântul domnului Barbu, o să ia câteva minute cuvântul. Pentru cetățenii care au cuvântul, la final, la discuții diverse, da? Reiau în cuvântul meu ceea ce am spus și la prima ședință ordinară pe care domnul primar a convocat-o. Obligația consilierului este de a participa la toate ședințele la care este convocat, nu numai la cele ordinare, ci și la extraordinare. Este o datorie prevăzută de legea administrației publice locale și de legea aleșilor locale. Astăzi, pe ordinea de zi, s-au reluat proiectele de la ședința precedentă. Ele sunt de importanță mare pentru activitatea executivului, fără avizarea și aprobarea proiectelor de hotărâre, executivul nu poate să-și desfășoare activitatea. Deci, în momentul de față, aceste proiecte nefiind aprobate, ele practic nu pot fi duse la îndeplinire și se blochează activitatea Consiliului Primăriei. Din ordinea de zi, mă voi referi la două proiecte. Faptul că în momentul de față, și nu numai la această ședință, și la celelalte ședințe, ele sunt înregistrate și, datorită televiziunii exclusiv TV, putem urmări emisiunile, ședințele Consiliului Local pe internet și foarte multă lume le urmărește și poate să tragă anumite concluzii. Eu sunt ferm convins că și în și pentru următorul executiv și pentru următorul Consiliu, aceste ședințe la fel vor fi înregistrate și oamenii vor sta frumos acasă și vor urmări ceea ce se dezbate și cum aprobă cei pe care alegătorii i-au trimis și îi vor trimite pe data de 5 să formeze Consiliul Local și, bineînțeles, și am zis că mă voi referi la două proiecte. Un prim proiect este cel legat de alimentarea cu apă în satul Gura Văii. La ședința precedentă, în materialul de ședință, aveam o adresă de la Ministerul Dezvoltării, în urma căreia ei precizează clar. Proiectul de alimentare cu apă la nivelul satului Gura Văii a fost aprobat de către Ministerul Dezvoltării, el se desfășoară pe 4 ani de zile și valoarea proiectului este în jur de aproape 31 de milioane. 3 milioane și... Tot în adresă se precizează clar că alți bani, o altă finanțare din partea Ministerului Dezvoltării nu se poate face. Se poate însă face finanțarea, dar de către beneficiari, adică de către Consiliul Local. În momentul de față, sunt peste 200 de familii care nu sunt racordate. Aceste racorduri nu se pot face decât cu bani de la bugetul local. Un racord costă în jur de 1000 de roni, 10 milioane, deci dacă sunt 200, am dus la 200 de mii de roni. Nu există decât o singură posibilitate în momentul de față. o rectificare de buget. Ce înseamnă rectificare de buget? Se iau banii de la investiții, de la o investiție și se duc la această investiție cu alimentare comună. Singură investiție în care banii nu s-au cheltuit și n-a început finanțarea este Căminul Cultural de la Dumbrava. Acolo avem în buget prin la început de ani 5 miliarde și jumătate și prin rectificare s-au mai dat încă 1 miliard și avem în jur de 6 miliarde și jumătate. În proiectul de hotărâre și de la ședința precedentă și de la aceasta se cere în rectificarea de buget să aprobăm transferul de la investiția în Ubrava la racord alimentare cu apă Gura Văii a unei sume de 150.000, adică 1 miliard și jumătate. Deși lucrarea costă aproape că se duce la 3 miliarde. Dacă mergem pe ideea că nu sunt 230, poate sunt chiar 300 de familii care vor să fie raportate. Ei, în această situație, dacă nu se aprobă acest transfer de bani, rămân raporturile cele care sunt. Noul Consiliu rămâne datoria să accepte ei transferul acestor bani. Altă sursă de venituri. Că nu poți muta banii decât de la o investiție la altă investiție. Altfel n-ai cum să-i folosești. Gândesc că era foarte bine pentru ca, dacă se făcea acest transfer de bani, lucrarea continuă. Și probabil societatea care a efectuat lucrarea de alimentare cu apă, pe propria lor răspundere, raportau pe toți doritorii la rețeaua cu apă. Va fi foarte greu dacă cei care efectuează lucrarea fac probe și constată că ce s-a făcut până acum îi se poate da drumul. În momentul în care instalația funcționează și se începe să faci raportul din nou, este foarte greu. Deci pe tronsoane trebuie să apa oprită, lucrurile se desfășoară mult. Ar fi ideal acum ca până în toamnă, până cel puțin într-o lună, maximă până jumătate, să se facă aceste racorduri, să se termine cu racordurile la toate locuințele și apoi să se furnizeze apa în circuit și fiecare cetățean care vrea, are posibilitate. De fapt, e o sumă foarte mică de la racord și până în curte, e o investiție mică, spre cum câțiva metri de țeavă, domnul Gaman știe mai bine, mă rog, și ți-ai dus apa în curte. Va fi mult mai greu dacă se dă drumul la alimentare și racordurile nu sunt făcute. O a doua problemă, deci este păcat. Păcat că se blochează o lucrare care este deja începută și, așa cum am spus-o mai multe ori, rămân bani pentru lucrarea de la Căminul Dumbrava, pentru că lucrarea este eșalonată pe 2 ani de zile și o parte din lucrări se făceau acum și continuau lucrările în anul următor, fără ca să afectăm cu nimic și așa se investește. Nu s-a dorit? Atâta timp cât 8 n-au venit, suntem prezenți 14 din 15, deci așa cum a spus și doamna secretar, nu este vorba. O a doua problemă este cea tot legată de alimentarea cu apă. Aici, și în materialele de ședință, există o adresă de la Ministerul Dezvoltării, în care este trimisă de la minister, în baza unor solicitări de la Primăria Gura Văii, legat de finanțarea proiectului de alimentare cu apă în celelalte 5 sate. Și adresa cuprinde două situații de obiective, obiective noi și obiective care sunt în desfășurare. Noi ne găsim în prima categorie, obiective noi. Singurul lucru care trebuie depinde de Consiliul Local este de trecut aici la punctul 4, hotărârea Consiliului Local de aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Dacă noi dădeam această hotărâre, dosarul pleca la Minister. Avizul de la Consiliul Județean spune problema Consiliului. Deci asta este singurul lucru care trebuia noi să-l aprobăm acum pentru a nu bloca finanțarea de către Ministerul Dezvoltării a acestui proiect. De restul punctelor din obiectiv a materialelor care trebuie să trecute în dosar, depinde de domnul primar, el se ocupă de celelalte. Am înțeles în discuțiile purtate cu dânsul că ele există. Este păcat că iarăși blocăm un proiect. Alegerile vor fi peste 10 zile, se va stabili clar. Dar se întârzie 10 zile. Că în final, dacă vă citesc tot din adresă, că nu e inventată de nimeni, și spune așa: având în vedere cele prezentate, ceva în spartaj, vă rugăm să luați toate măsurile pentru transmiterea în cel mai scurt timp a documentației solicitate. Deci mai vreme. Bine și spune. În cel mai scurt timp. Ce trebuia să spun? Urgent. E clar că Consiliul astăzi trebuia să aprobăm indicatorii tehnico-economici a acestei investiții și proiectul era 10 zile înainte. Acum alegerile sunt decise. Durează nășirea noului Consiliu și a primarului investirea. Durează cam 3 săptămâni, 2 săptămâni, pe puțin, peste 15 zile. Deci asta înseamnă că ne duce 20-25 de ore. Fiecare hotărăște cum dorește. Atât. Vă mulțumesc, domnul Barbu, apreciez fermețea și de la un fel play, diferent de partid, am spus, la voi nu trebuie să aibă partid. Foarte bine am menționat domnul Barbu. În perioada imediată următoare se creează un vid legislativ. Alegerile pe 5 iunie. În 20 de zile se depune jurământul. Deci atunci, practic, nimeni nu ia nicio decizie, nimeni nu poate lua nicio hotărâre. După ce se depune jurământul de către noul primar și noul Consiliu Local constituit, mai durează o perioadă de 5, 6, 7, 10 zile până se face proiectul ăsta, ședința de Consiliu Local. 5 zile numai ca să dai material, o ședință ordinară a Consiliului Local, da? Asta înseamnă deja luna lui iulie, data de 1, 2, 3, 4. Până atunci banii de la Comuna Gura Văii vor lua același traseu, care l-a luat și tot timpul lui Pascu cu cei 7 km de drum asfaltat, care l-a luat și cu alte proiecte care s-au dus banii la alte comune care au avut Consiliul Local și primar. Cu mult regret vă spun că chiar deja îmbracă latura penală, chiar îmbracă latura penală hotărârea domnului viceprimar și a consilierilor PSD. Dacă ar fi să se impute suma de 65 de miliarde, ar veni în dinți chiar dacă ar trece dincolo de China. Da? Cam asta ar fi. Eu aș mai da cuvântul doar la un consilier de-al nostru, mai îndrăzneți un pic, dintre dumneavoastră, domnul Vărlan sau domnul Șvării Trigone? Da, bună ziua și vreau 2-3 vorbe. 2 zile au fost prin Dumbrava așa pusit de sus până jos. Mulți oameni ne-au întrebat, referitor la capitolul ăsta 4. Am întrebat o grămadă de oameni. Toți au fântânile peste 30 de metri. Eu am promis, am avut și hârtia de la domn primar, că va veni apa, va buca apa la deal. Erau foarte bucuroși. Acum, știu că domnul coleg al meu, Constită, Vărlan, și eu cât să mă mai duc la Dumbrava și prin Temelia și peste tot, am simțit la toți cetățenii că băieții mișteți de la PSD nu au venit nici de data asta la ședință și pur și simplu, încă o dată zic, data asta, rușine să le fie, n-ar trebui să mai aibă curaj, să mai duc la porțile oamenilor. Astea 7 opțiuni care să le ceară votul. Să le fie rușine. Pentru că oameni mulți, foarte mulți oameni din Ubrava, făcând peste 30 de metri, sute de milioane le-au costat și în momentul dacă nu plouă o lună, două, nu au apă. Plus că nici apa nu este bună acolo. Atât am avut de spus și încă o dată rușine să le fie, că m-am prezentat, pentru că vroiam neapărat apă la Ubrava. Era un proiect foarte mare pentru ei, se vedeau cu până pe că trag apă, că fac bine, nu știu ce. Cum? Fără să prezinte la ședință, e imposibil. Mulțumesc, tată, că m-au spus. Mai am o precizare eu, înainte de a trece la diverse, și a dat cuvântul că vă ați amințit, dar nu fără diverse, mai dorește cineva, dar mai am eu câteva de spus. Da, după domnul Vărlan. Bună ziua, domnilor! Am un gust așa mare în suflet când vedem că suntem la sfârșit de mandat, după după 4 ani care, exact cum a punctat domnul primar și domnul profesor Barbu, am încercat de răzbutiri, totdeauna am avut, eu sunt la al 3-lea mandat de Consiliu Local și țin minte că în ultimele 2 mandate, mereu, la fiecare buget, când se făcea bugetul local în fiecare an, în permanent era scandalul, alimentare cu apă Dumbrava, alimentare cu apă Dumbrava și celelalte sate, nu mai enumer pe toate, că sunt pe hârtie. În fiecare an rămâneau banii la fondul de rument necheltuiți. Când se venea începutul anului următor, alimentare cu apă, alimentare cu apă, alimentare cu apă. Ca să trec direct la mandatul ăsta nou, toți consilierii care au fost și de la Dumbrava și din aici, tot timpul am căutat soluții pentru alimentare cu apă. Bani n-au fost. S-au încercat, am venit alimentarea cu apă pentru Gura Văii. Tot timpul domnul primar a zis că o să facem, nu cum să spune că se fură, se fură. S-au trecut la buget pentru banii de la Cămin, de la Dumbrava, scandal și atunci, că de ce nu facem apa? Alimentarea cu apă și-au avut pași ei de urmat proiectul solului de fezabilitate, că proiectul de acum urmează, că așa se, acum, ultima perioadă, așa se face finanțarea. Dar văd cu mâhnire în suflet că consilierii care au strigat în permanență alimentare și alimentare cu apă nu mai fac prezența la ultimele ședințe din Consiliul Local și marea majoritate dintre ei sunt de la Dumbrava, nu sunt din alte zone, care putea să-i doară sufletul acum când, în momentul ultimul ceas, a venit și nouă o hârtie că primim finanțare la alimentare cu apă satele astea care au rămas. Reiau cuvintele domnului primar, trebuiau să vină în timp, să treacă, chiar dacă erau la totuși undeva, să treacă să vină la această ședință, să aprobă indicatorii tehnico-economici. Dar se vede durerea lor în suflet pentru cei care cară apă cu codilița, cum se spune la țărani, din 200-300 de metri, au săpat fântâni la 30-40 de metri și când este secetă nu au apă. Asta e dorința lor de a ajuta țăranul de rând, comunitatea de unde face parte și care i-au trimis la data de 12 iunie, când au fost alegeri locale, sau pe 6, nu știu cât, 2012, i-au trimis aici. Și acum, când noi suntem la ședință, eu sunt sigur că chiar dacă afară plouă, ei sunt iar din poartă în poartă și merg și spune că nimic nu a făcut primarul, decât că ei sunt cei mai buni și pe ei se-i voteze lumea. Ceea ce încă mulți nu știu. Și chiar aș vrea să arătați și la cameră, dacă n-ați dat hârtia domnul primar, să fie înregistrată hârtia, să vadă că scrie aprobare, finanțare, investiții, sumelor alocate pentru alimentare cu apă Dumbrava și cealaltă sate 5 care sunt. Și cred că lumea totuși gândesc că în al 9-lea ceas acum o să analizeze totuși, o să vadă cine o să-i mai trimite după data de 5 iunie și pe cine nu se mai cată pentru comunitatea lor să-i respecte în continuare. Vă mulțumesc. M-am un suflet amar și nu pot să vorbesc mai mult, că eu am avut o bucurie, am avut un caz nefericit în familie și când domnul primar a venit și mi-a arătat hârtia de apă, am zis, o dat Dumnezeu pentru toată comuna să ajungă și la cel care cară codilița să aibă apă. Vă mulțumesc, domnul. Mă întreb, cine spune Doamne ia? Toată lumea spune Doamne dă. Să vină bani nerambursabil de la Guvernul României, ordonanța de Guvern 28. Să vină bani din Ordin de ministru și să fie totuși oameni care sunt în fruntea unei comunități să nu voteze, chiar nu credeam că voi ajunge să trăiesc. Aș mai menționa regretul. Regretul că poate n-am găsit înțelegerea, poate că n-am găsit bunul simț. Sau poate am găsit calea pentru a-i aduce pe drumul cel drept. Poate îi vei aduce dumneavoastră, îi vei aduce, dragi cetățeni. Dintre cetățenii din sală, dacă cineva... Domnul Florin? Nu. Dacă dintre cetățenii din sală are cineva dorința de a lua cuvântul, dacă nu... Eu țin să vă mulțumesc din toată inima, pentru că astăzi ați fost prezent aici. Încă o dată mulțumesc domnului Mugureanu, a domnul Andrins, cum mă bucură că în felul ăsta nu mai ne contrazicem pe Facebook. O secundă să vă dați microfonul, poți mai poate în mâine. Când veniți cu idei de mână, ce? Bună ziua! Stimați invitați, domnul consilier, domnule primar, doar două lucruri vreau să vă spun. Deci m-am uitat și cu documentația asta și ca unul care mă mai pricep la câte ceva, vreau să vă spun că lucrurile ce le-ați propus astăzi sunt bune, dar nu în totalitate. Se spune așa, hotărâre de Consiliu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici. După aia mai e o hotărâre de Consiliu de asigurarea finanțării și aici trebuia să o aveți, nu este prinsă în ordinea de zi, întreb de ce. Deci în momentul în care nu există toate cele trei hotărâri, nu mi se pare corect. Deci nu facem... Astăzi suntem în campanie electorală. Am înțeles că faceți campanie electorală. Problema nu. Acum vorbesc. Problema este că următor. Și mai exista o hotărâre din Consiliul Local care trebuia prins 6 în ordinea de zi privind regimul juridic al terenurilor acestui proiect. N-au fost făcute. Deci, nu știu, e o chestie ne la loc de ei. Adică să ne certăm între noi pentru o chestie care e în beneficiul nostru. Eu sunt unul dintre cei care au săpat 3 fântâni și n-am dat de apă la mine. Domnul Andrescu, o secundă, dacă n-ați ști materialul ședință, la punctul 3 se indică proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții alimentare cu apă localităților Temelia, Păltinata, Vărlan, Capăta, comuna care mai județe de acolo. Sunteți unul pe subiect. Domnul Vărlan, deci îmi pare doar că... Deci, eu, cel mai deștept, totdeauna așteptează la revedere. Vă mulțumesc mult și îmi pare rău că s-a ajuns la o astfel de neînțelegere. Eu nu pot să fac polemică, pentru că nu pot să fac polemică. Ce mă interesează este să mergem mai departe. Vă mulțumesc tot respectul pentru cei care ați venit. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Deci, cum să vă dau sfătul eu? Regimul juridic al terenului pe care se le dezvolte este clar. Este în domeniul public al primăriei Gura Văii. Referitor la partea de cofinanțare, se face multianual din alocările bugetare la rectificările de buget. Domnul contabil n-a vrut să vă contrazică, suntem în normalitate, suntem în legalitate, vă mulțumim pentru opinia dumneavoastră, vom ține cont de ea. Sincer, vom ține cont de ea, ca totul să fie ok, să nu întâmpinăm refuz la finanțarea proiectului. Chiar vă mulțumesc mult, este o întrebare, am răspuns omenește, așa este corect, ca fiecare cetățean să se întrebe de unde luăm banii, unde îi dăm. Da, pentru cofinanțare este vorba de 1.820 de milioane, vă dau răspunsul tot eu. Avem 600 de milioane la alimentare cu apă Dumbrava, care i-am prevăzut la programarea bugetară la începutul anului. Primim 762 de milioane la drumul de la Dumbrava, TVA-ul, plus așteptăm încă 4 miliarde la rectificarea de buget. La sfârșitul lunii iunie, începutul lunii iulie, avem bani suficient. I-am drămuit, am ținut de bani prinții și avem posibilitatea să cofinanțăm, avem posibilitatea să desfășurăm în mod normal activitatea și chiar vă spun sincer, vom mai face și alte proiecte benefice comunității. Vă mulțumesc, domnul Andrescu, pentru prezență. Dumneavoastră, încă o dată vă mulțumesc și să vă dea Dumnezeu sănătate. Gândul cel bun. Mulțumesc doamnei secretarului Ireanu și domnului contabil. Doamne ajută! Bună, doamne! Și pe 5 să veniți la vot și aveți grijă să nu scoateți 8 consilieri la un primar când faceți dictatură. Împărțiți voturile. Mai mult de 5 să nu iasă la urmă. Că după aceea, dacă ies 8 de la